Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele? Într-o seară de joi ne întâlnim cu informații prețioase legate de sănătatea plantelor. Așadar, și în această seară, invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor, este alături de mine. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți și ne-ați sunat deja și așteptat de ceva timp, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Da? Bună seara, sunteți în direct. Sărut mâna, doamna Cristina, vă salut, domnule Ghibu. Bună seara. Mă bucur că ne reauzim. Rapid, aș vrea să vă întreb câteva probleme. Bucșușii s-au uscat, așa, un gard viu de bucșuși, s-au uscat total în toamnă. Dacă mai pot fi reabilitați jos, la bază mai au ceva frunze verzi, trebuie tăiați revine de la sine? Să lăsați până ce pornesc în vegetație. Da. Și vedeți, crengile care s-au uscat, le eliminați, iar celelalte încercați să vă aprovizionați de acum cu produsul Reldan. Bun, asta știu, dublă doză, asta. Da, 40 de mililitri în 10 litri de apă. Tratamentul faceți la sfârșitul cu atomizorul la sfârșitul lunii aprilie. Dar dacă ei nu mai trebuie tăiați de la pământ sau Nu. Așteptați să vedeți dacă pornește. Așteptați să vedeți care parte a plantei înverzește. Trebuie să înverzească, nu se poate, că pornesc. Și atunci care s-au uscat, nu mai vegetează, le eliminați, dar nu de la rădăcină, de unde s-au uscat. Am înțeles. Și restul lăsați așa, că eu o să dea crenguțe și o să acopere golul respectiv cât se poate de repede. Am înțeles. A doua problemă. Da. Dacă un gazon e acoperit cu mușchi 60-70%, da. Mai poate fi reabilitat? Sigur, sau trebuie desfințat? Sigur. Dacă îl greblezi, nu mai rămâne nimic, nu mai ieși acolo cât un smog de nu, iarbă. Nu trebuie să greblați, trebuie așa. Să faceți următorul lucru. Cu antimuș? Să stropiți cu antimuș. Da. După ce ați stropit cu antimuș, scarificați, da. Și eventual unde sunt goluri foarte mari, acolo supra-însămânțați. După scarificare, după scarificare, supra-însămânțați și călcați puțin zona respectivă să intre sămânța în contact cu pământul. Și bineînțeles, să administrați azotat de amoniu. Am înțeles. Altă problemă, mi-am cumpărat și eu morcov de aia pe bandă, bandici de da. Aia, da. Așa. Dacă îi pun așa cum scrie cartea, știu cum se seamă, da. Pot să-i stropesc în șanț cu topsin, nu. Și după aceea să-i acopăr? Sau? Nu-i nevoie, pentru că sămânța respectivă e drajată și acolo substanțele respective conțin fungicide care nu permit atacul plantuței când încolțește. Însă, ce vă recomand? Să încercați dumneavoastră să vă aprovizionați cu produsul Albit. Albit? Da, Albit. Cum auziți? Da. Albit. Albit. Și după ce ați pus banda pe sol, stropiți hârtia respectivă cu produsul Albit. Dar dizolvați în apă, da? Vedeți că scrie pe ambalaj. E lichid. E un produs care favorizează foarte mult germinația semințelor și protejează și împotriva bolilor care se pot instala din pământ. Am înțeles. E un produs foarte bun. Un biostimulator, dar accelerează răsărirea și dezvoltarea plantei și îi dă și o oarecare rezistență plantei respective. Da, am înțeles. Dar după ce o acopăr, pot să-i pun un complex 16 deasupra, așa? Puteți, după ce acoperiți, puteți să administrați îngășăminte complexe.
dar să aibă cele trei elemente. Da, așa, prin 16. Corect. Corect. Bun. Și acum ultima întrebare. Circulă poșta la Cluj? Circulă. Mai greu. Vă spun din propria experiență. Circulă, nicio problemă. Trimiterile făcute de aici, de prin Ogna Mureș, au ajuns cumva acolo? Au ajuns, nu știam că sunteți dumneavoastră. Vreau să vă spun că tocmai am avut o experiență. O am în mașină. Cu o carte care a ajuns, ne-a trimis-o de înainte de Crăciun și a ajuns acum 10 zile. E bine, totuși e bine, mai vine mai târziu decât niciodată. A ajuns. Nu știam că sunteți dumneavoastră. Mulțumim frumos. Pe tocmai de asta am vrut la final doar să dacă ați început prezim. Așa serios, fără o epigramă, ne-ați indus în eroare. Asta e felul meu de a fi serios așa, da. În aparență, că în epigramă nu serios. Da. Bine. Ba, să știți că mi-au plăcut. Îs faine. Domnul Ghibu, e ceea ce mai fac și eu la vârsta mea, ce naiba să mai facă alte preocupări. Sigur, facem ce știm. În afară de pomi. A, mai vreau ceva. Cireșii, vișinii și ăștia se stropesc în ploare și la boboc și la scuturarea primilor petale. Da. De acord. Dar și merii și peri. Nu, mărul numai o singură dată la butonul roz. La butonul roz. Pentru gărgărița bobocilor. Am înțeles. Nu vă mai rețin, vă doresc sănătate multă. Asemenea. Succese multe. Mulțumim tare frumos și dumneavoastră multă sănătate și fericire. Mulțumim, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Am și eu o mică livadă de pom fructiferii, măr, păr, cireși. Da, mai multe specii. Da, mai multe specii. Puteți să-mi spuneți și mie, vă rog frumos, o grilă de tratament, când să-i dau și cu ce să-i dau? Grila de tratament o aflați dumneavoastră în emisiuni, dacă le ascultați. Acum vă spun ce faceți acum, în această perioadă. Toaletarea pomilor, deci tăiatul pomilor. I-am tăiat. Dacă i-ați tăiat. Și vă am stropit cu confidoroil și cu cemp. Bun. Acum așteptați până când încep să apare bobocii. Deci da. Butonul roz la măr, păr, gutui. Da? Așa. Și da. Faceți un tratament cu un fungicid de gen spre exemplu Sistein Forte. Da. Score, Corus. Score, Corus, Signum. Sunt mai multe produse care pot să fie folosite pentru rapă în făinare, că deja au frunzulițe, și un insecticid pentru combaterea gărgăriței bobocilor. La cireș, vișin și prun, faceți de asemenea la îmbobocire, înainte de deschiderea florilor. Între măr și cireș și vișin există un oarecare decalaj. Și dumneavoastră să urmăriți în momentul când apare butonul și la cireș, la vișin și la prun, faceți tratamentul cu un insecticid, același insecticid care îl folosiți și la măr, da. Și ca fungicid puteți să folosiți dumneavoastră produsul Champion sau Cem sau Funguran. Am înțeles. Da? Iar la cais, piersi și nectarin, tratamentele nu se mai fac în vegetație până când apar frunzele. Deci apar florile, cad florile și încep să apară frunzele. Când apar frunzulițele foarte mici, faceți tratamentul cu produsul Ditane. Vă procurați produsul Ditane, că vă trebuie, de când începeți tratamentul, din două în două săptămâni, 5 tratamente. 5 tratamente din două în două săptămâni. Da. Asta este grila pentru început. Și după aceea derulăm cu 10-12 zile înainte, vă spun, tratamentele ca să dumneavoastră să vă puteți aproviziona cu substanțele de care aveți nevoie. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Multă sănătate. Multă seară plăcută vă doresc. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara.
Bună seara, bună din Oradea vă deranjez. Bună seara. Auziți o rugăminte la dumneavoastră, domn profesor. Da. Vă rog frumos să-mi spuneți, vița de vie, care e perioada cea mai optimă pentru altoire? Pentru altoire? Pentru altoire puteți, peste 10-15 zile, puteți să faceți treaba asta. Cineva spunea că altoirea e cea mai bine să facă când apare vegetația, când apare deja primii colți. Da, apare. Apar, în 15 zile apar, să știți. O să vedeți că pornește, vița de vie pornește. Deci după ce apar primii... Deci înainte de apariție trebuie, când apar... Vă mai spun încă ceva. Încercați dumneavoastră și faceți următorul lucru. Tăiați o cordă să vedeți plânge... Da, da, și dacă plânge... Dacă plânge, a pornit deja în vegetație. Da, da. Încă o problemă, am mai auzit odată? Da, vă ascultăm. Încă o problemă, am mai auzit la mine, am un cireș, face flori foarte multe. Da. Numai, nu dă producție, adică nu... Coade toate... fructele nu fac cât floare, deci foarte puține... Vă spun ceva, cireșul și vișinul... Din florile care apar, cam 40% rămân. Eu am mai auzit tot așa, s-a auzit cineva și i-ați dat ceva idee, am și nu mai știu unde am notat. Ați găsit o metodă ceva destropită, chiar înainte de a înflori. Aia nu e, deci faptul că nu leagă fructele poate să fie din cauza... să aibă două cauze. Fie nu există polenizare sau polenizarea nu se produce corect... A înseamnă că cireșul dumneavoastră nu se polenizează cu polen propriu și aveți nevoie de alți cireși în jur, bun polenizatori, ca să se polenizeze între ei. Asta ar fi un motiv. Și al doilea motiv pentru care au legat fructele, dar au căzut, sunt viermi. V-am spus musca cireșelor. Musca cireșelor, înțeapă fructul. Sau codița fructului și fructul cade. Și mai este încă o problemă pe care dumneavoastră o puteți observa acum. Este vorba despre monilinia. Este o boală frecventă apărută la cireș, la vișin. Ca să o puteți verifica dumneavoastră și acum. Luați o crenguță care e crescută de anul trecut din vârf. Da? Da. Din vârful ramurilor. Așa. O tăiați de-a lungul să vedeți dacă măduva e maro. Dacă măduva e maro, planta suferă de această ciupercă, de această boală. Da, da. Dar și atunci va trebui să o tratăm. Puteți să observați sau puteți să vă dați seama dacă ați avut probleme cu monilioza, dacă petalele florilor au căzut sau florile s-au uscat în momentul înfloririi. Aia e semn de monilioză. Deci aia vă spuneam că la polenizare eu nu am probleme, că avem albine în stupină. Dar n-are importanță dacă el, polenul lui este steril. Nu-i steril, dar produce foarte puțin. Da, da, da. Ca să înțelegeți. Deci nu se polenizează cu polen propriu și atunci are nevoie de altă plantă ca albina să ia polenul de la cel cireș și să-l aducă pe cireșul dumneavoastră. Da, da. Și contra molilinie aceasta, ce s-ar putea? Sunt mai multe, eu vă spun două produse, Corus sau Signum. Corus sau Signum? Corus sau Signum. Se dă în momentul în care încep să lege fructele, să se formeze fructele. Dar până atunci, produsul CEM sau Champion, care l-am recomandat în perioada de repaus, și acest produs combate monilinia. Da, da. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc foarte frumos, o seară bună. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Alo, bună seara, vă ascultăm. Se pare că am pierdut legăturile telefonice cu telespectatorii noștri și o să trecem și... Alo, bună seara! Română. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm! Am și eu o întrebare, vă rog. Vă ascult. Un vecin de-a meu are vreo 10... Vă ascultăm, spuneți! Are vreo 10 arii de lucernă. Da. Și e al doilea an acum. Și a început anul trecut să iasă așa o iarbă așa măruntă, galbenă. Da, este vorba despre cuscută.
dai, se întinde așa pe jos. Se întinde, da, se întinde. Îi o plantă parazită. Acolo, acolo unde se întinde, v-aș recomanda, când apare, așa apar în rotogole apare. Da. Așa. Deci le cosiți sau le ardeți cu lampa de benzină. Să cosesc acolo unde apare? Deci ori cosiți și îndepărtați tot de acolo și după aceea ardeți cu lampa de benzină locul respectiv, probabil au mai rămas semințe de la planta respectivă. Da. Sau ardeți direct zona cu lampa de benzină. Da, bine. Altă soluție nu este, să știți. Bine, mulțumesc mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Din Sălaj. Da, spuneți. Vă și două întrebări așa. Da, vă ascult. Acum că începe cultura de ridic, dacă putem să spuneți un erbicid pentru ridic. Pentru ridic, ce buruieni aveți acolo? Păi în solar, cu frunză lată, mai multe. În solar nu vă recomand erbicidare. Doar dacă dumneavoastră le-a semănat? Încă nu. Încă nu. Dacă nu le-a semănat, favorizați apariția buruienilor. Buruienile n-au apărut? Încă nu. Deci când apar buruienile, dumneavoastră puteți să faceți o erbicidare totală. Cu un erbicid total, iar după două săptămâni puteți să cultivați ce doriți dumneavoastră acolo. Dacă vreți să faceți o treabă. Dacă nu, vă pot recomanda în solar sau în seră, de regulă nu recomand erbicide. Dar dacă chiar doriți să faceți, la ridic se pot folosi erbicidele care combat doar buruienile cu frunza îngustă. Fusileit Forte, Pantera, Leopardul, Agilul. Da. Deci sunt probleme. Eu nu vă recomand ca în solar sau în seră să folosiți erbicidele. Bine, am înțeles. Da. Și a doua întrebare, în legătură cu pământul din solar. Da. E așa să face ca și nisipul, așa, nu prinde apa pe el, ar trebui schimbat sau... Deci, dumneavoastră administrați îngrășăminte naturale acolo? Da. Dacă administrați îngrășăminte naturale și le incorporați în sol cu motosăpătoarea, atunci s-ar... După un an, doi de administrare, să știți că solul își reface structura. Deci ăsta este singurul liant, singurul lucru care poate să îmbunătățească structura solului. Îngrășământul natural, dar să fie de bovină, fie de oaie, fie de astea două cele mai potrivite sau dacă nu de pasăre. Dar ăla de pasăre conține numai fosfor și potasiu. Deci bălegar de vacă, de bovină. Da, am înțeles. Și ar fi bine în fiecare an administrat? Dacă administrați în fiecare an, este perfect. Și vă mai spun încă ceva. Tot așa în seră sau în solar, puteți dumneavoastră să faceți următorul lucru. Fie toamna târziu, fie primăvara foarte, foarte devreme, acolo se încălzește mai repede în solar dacă aveți deja folia trasă. Să administrați formol, să dezinfectați solul. Odată cu dezinfecția solului, distrugeți și semințele de buruieni și distrugeți și insectele care sunt acolo. Am făcut dezinfectarea acum 2 ani. Anual ar trebui? Sau... Nu anual, odată la 2 la 3 ani. Depinde cum apar necazurile. Da. Dar structura solului, v-am spus, cu bălegar. Însă acolo când administrați bălegar de grajd, acolo sunt o mulțime de semințe care încolțesc în anul respectiv. Și ar fi bine tratat cu formol înainte ar de fi bine, ar fi bine dacă faceți formolizarea, atunci distrugeți totul și aveți un câmp ușor de prelucrat. Nu. No. Bine, mulțumim. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, să rămânem și mult respect pentru domnul profesor. Am o grădină
în care am plantat recent diferiți pomi fructiferi. Da. În primul sau al doilea an, ceva îi mănâncă la rădăcină și se usucă. Șoarece da. Sau șobolanii? Șoarecele de câmp. Nu văd niciun fel de mușuroi de... Nu trebuie să vedeți mușuroi, să vedeți galerii. Sunt galerii mici, așa cât degetul mare, de gros. Și găuri în pământ. Și găurile astea în pământ, observat. Zăpada ați avut destul acolo. Am avut, slavă Domnului. Bun, nu uitați-vă pe terenul respectiv că apar niște cărări. Da. Ei, pe sub zăpadă șoarecele a trecut de la un pom la celălalt. Deci urmăriți și vă cumpărați produsul Vebitox cuburi cerate. Am înțeles. Le administrați în găurile respective și cu asta ați rezolvat problema. La rădăcina, sau unde, în unde aveți, găuri? În urmăriți fiecare gaură trebuie să puneți un cub. Am înțeles. Și să-l acoperiți, îl băgați în gaură și îl acoperiți pentru că e tentant și pentru animalele de companie. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Sănătate. Vă dorim multă sănătate. Știi că pesticidele chimice stresează plantele și reduc producția cu până la 30% și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit. Dă putere plantelor. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Vreau să îl întreb pe domnul doctor. Am două probleme. Una, am un teren unde nu știu ce să fac să scap de costrei. Simplu. Așa. Am dat cu erbicid total. Da. Și n-a avut niciun rezultat. Nu se poate. Ce concentrație ați folosit? Păi n-am folosit, eu am folosit-o fermierul. Vă spun eu ce greșeală ați făcut. Nu ați citit pe etichetă, erbicidul total scrie. Se folosește în volum redus de apă. Și eu vă recomand acum. Deci dacă dați cu erbicidul total, cum vă spun eu, în 2 săptămâni aveți terenul liber de buruieni. Dar să-l aplicați când buruienile sunt prezente. Da, am înțeles. Da? 250 de mililitri în 10 litri de apă. 10 litri de apă. Asta este doza. Da. Și ce erbicid să folosesc? Deci vă spun mai multe. Glifos. Mă rog. Glifos. Glifo. San Glifo. Da, Glifo, da. Deci, să scrie pe sticlă, vă spun mai precis, substanța activă glifosat. Glifosat, da, am înțeles. Este Roundup-ul, este, v-am spus, Clean Up, glifosul, glifocig. Sunt multe produse pe bază de glifosat. Da, am înțeles. Numai să respectați concentrația care v-am spus-o, doza respectivă. O altă problemă, dacă vă rog. Puneți. Acum, în varie, am înțeles că la pomi, deci și prunii și merii și asta se stropesc cu un produs care conține ulei. Da. Vă rog să-mi spuneți ce produs pot să folosesc. Deci eu vă spun că acum în fitofarmacii să vând 3 produse care se utilizează. Se vinde un insecticid. Da. Eu recomand Reldanul, dacă nu și dumneavoastră, le scrieți jos și rezolvați problema. Deci, Reldanul este insecticidul sau Novadimul Progres. Sau Pirinex. Sau Pirinex. Binex? Pirinex. A, Pirinex, da. Așa, deci ăsta e... sunt insecticidele, unul din ele. După aceea, un produs pe bază de cupru, fie că este Champion, Funguran, Coside, Alcupral, Triumph, unul din ele, 30 de grame în 10 litri de apă,
Și după aceea, în soluțiile, în soluția respectivă, se adaugă uleiul. De regulă, este ulei mineral separat. Care... A, deci, te găsește și ulei sigur, separat? Separat. Și folosiți dumneavoastră pentru 10 litri de apă, 100 de mililitri. 100 de mililitri de ulei mineral. Exact. Numai atât să respectați ordinea. Deci, prima dată, în 10 litri de apă, să pune produsul pe bază de cupru, să face soluția, după care să adaugă insecticidul, Reldanus, de regulă, 20 de mililitri, Novadimul Progres, 15 mililitri, Pirinexul, 15 mililitri. Și ulterior, deci ultimul, este uleiul. Am înțeles. Și aceste produse... le încorporez și le folosesc toate odată? Dar le amestecați în 10 litri de apă. Deci toate le puneți în aceeași... În ordinea care a spus-o dumneavoastră. Exact. În 10 litri de apă, cantitatea care v-am spus-o. Da, mulțumesc mult de tot. Sănătate mult. Multă sănătate. Iar pentru celelalte tratamente, că mi se pare că doar ați auzit aceste informații, dacă vreți să le auziți mai bine, să le și pricepeți, să le și aplicați, urmăriți emisiunea Ce vor plantele și noi vă dăm sfaturile în ceea ce privește tot tabloul tratamentelor care trebuie aplicat majorității culturilor. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, am tirat râbul mure. Bună seara. Am o întrebare. Vreau să am un vișin care l-am cumpărat acum câteva ani și a la diametru de 10 cm, dar e sălbatic și n-am știut. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Nicio problemă. Deci, dacă știți soiul respectiv, că e cireș, că e vișin, dumneavoastră, în perioada asta, peste vreo 10 zile, 10-15 zile, pomii vor porni în vegetație. Da. Găsiți pe cineva cine să facă altoirile. El are 3-4 ramuri mai groase, așa de 4 cm, 5 cm. Exact. Șarpante, exact. Așa se spune. Exact, da. Așa. Pe șarpantele respective puteți să altoiți 3-4 soiuri. De cirești sau de vișini. Da. Da, sigur. Numai singurul lucru la persoana respectivă să-i spuneți ce soiuri doriți. Să mă spun ceva. Deci eu am fost la un coleg în provincie, că nu sunt cirești în zona acolo, la maică mea la țară, și am adus altoi. Am tăiat niște ramuri anuale. Așa. Și acum vreau să vă întreb unde să le cum să le conserv la altoiere, în frigider, Le puneți în frigider și le puneți unde ați tăiat un tampon de vată, nu le puneți în congelator. În frigider, cu un tampon de vată imbibat în apă. Așa. Să mențineți turgecența crenguțelor până când se face altoirea. Iar când se face altoirea, persoana respectivă știe că tăietura aceea care ați făcut-o dumneavoastră, aia o elimină, 2-3 cm. Și după aceea, deci face o tăietură proaspătă și face altoirea. Deci atât numai. Da, dacă sigur. Timpul vă permite și nu este frig și ger să anunță temperaturi scăzute, puteți să faceți și găsiți specialist, puteți să faceți altoirea chiar și acum, să nu riscați să-și piardă apa, ramurile altoi. Dar dacă se anunță acum minus... Dacă sunt temperaturi scăzute, nu. Deci asta că se anunță acum... Să fie pozitive. Și... Să fie pozitive mai lăsați un pic, că nu se întâmplă nimic. Numai eu să le păstrați. Le păstrați la rece și... Nu le puneți în folie de plastic. Nu? Nu în folie de plastic. Într-un mediu întunecos și răcoros și evident să în hârtie. Să le împachetați în hârtie. Să nu se deshidrateze. Sănătate. Sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunt în direct. Da, bună seara, sunteți în direct. Deci, o scuză, la prima intervenție... La Buxus uscat a spus o soluție cu care se dă și n-am reținut-o. Reldan. 40 de mililitri în 10 litri de apă, tratamentul se face cu atomizorul, să pătrundă peste tot în... Deci după ce în aprilie am înțeles. La sfârșitul lunii aprilie, că atunci apare activitatea insectei respective. S-a urmărit apare omida.
Sau urmăriți dumneavoastră să nu vă surprindă, sunt ani în care apare prima generație mai repede. Mai bine dau mai repede decât să încurgă de acolo de pe el. Știu, trebuie să curgă niște... Nu puteți, nu, ascultați-mă, nu faceți ce nu trebuie, că nu-i bine. Da, spuneți. Deci trebuie să urmăriți în momentul când apar insectele, ele să văd. Că apare așa un fel de pâslă, un fel de capăianjenu. Ca la păianjenul, plasă. Și în general pe vârfurile de creștere, pentru că omida nu o să mănânce niciodată frunzele tari. Mănâncă frunzele cele mai crude, în vârfurile de creștere. Da. Și dumneavoastră, cu o simplă vizită, mergeți pe vârfurile de creștere și vedeți dacă... Apoi trec pe lângă ele în fiecare zi. Sigur, sunt așa ca niște coconi îmbrăcați într-o pânză de păianjen. Deci când apare insect, altfel tratamentul nu are niciun efect. Da. Trebuie bine. Să loviți cu insecticidul, să loviți insecta. Am înțeles. Mă gândeam că Reldanul ăsta stă mai mult timp pe acolo. Stă mai mult timp, dar vă mai spun ceva. Probabil deci după tratament, nu se mai așează nicio insectă acolo. Ăsta e scopul remanenței. Da. Mulțumesc. A doua problemă. Dumneavoastră, de regulă, ne dați soluții tot ieftine. Albitul ăsta este exagerat de scump. Eu, ce să zic? Probabil că este exagerat de scump, este și exagerat de bun, ca să folosesc același termen de comparație. Mă întorc la ce ați spus pe vremuri și dau tot cu... Acum, noi vă facem recomandarea pentru cei care pot să facă treaba asta, pentru că eu l-am văzut lucrând, știu despre ce e vorba și... Viu cu noutățile astea, ca dumneavoastră, care aveți posibilitatea să faceți și tratăm, nu știu. Mulțumesc. Venim cu soluții și pentru cei cu bugetul restrâns și pentru cei cu bugeturi lărgite. De foarte multe ori am primit sugestii să recomandăm și produse scumpe, pentru că agricultorii sunt dornici să folosească și să meargă cu agricultura, să facă agricultură performantă. Însă să știți că are rezultate foarte, foarte bune, mai ales în grădina de legume unde se administrează. Da, păi așa într-o cantitate mai mică, deși nu știu dacă se vând cantități mici. Se vând și cantități mici, sunt și... Poate că se vând și la 100 de mililitri, 100... nu la litru. Păi la... și 100 de mililitri, 100 și ceva de lei, așa că... Trebuie să, dacă îmi vin de la vreo 20 de mililitri, dar mă rog, acum nu vă mai rețin cu chestia asta, fiecare cu buzunarul lui. Da, și ultima problemă, a fost tot pe AgroSem, pe postul ăsta de televiziune, reclamă la alte semințe, Prima Sementi, dumneavoastră ne-a tot spus de AgroSel. Acum, ce cu Prima Sementi asta? Să ne ducem la ea? Ascultați-mă puțin. Sper că nu vreți să desființați toată televiziunea Agro TV și toată reclama care o avem. Trebuie să înțelegeți că sunt mai mulți producători, la fel cum sunt o serie de modele de pantofi și o serie de modele de mașini. Sunt o serie de producători, de pesticide, de semințe, de... Înțelegeți dumneavoastră... Aveți o varietate, o gamă mare de produse de unde să alegeți, în funcție de buget și în funcție de ce doriți dumneavoastră, la ce performanță vreți să ajungeți. Da, numai vedeți că încercarea asta te-a pus și ei semințe și ai ratat ca fi ei pe astea și peste o lună ei celelalte tot ar fi ceva. Noi v-am dat calea cea mai simplă, să folosiți semințe de calitate, să folosiți stimulatori ca să germineze mai bine și să răsărească mai bine plantele, să fie protejate. Venim cu tratamente începând de la sămânță, urmând la răsaduri și la plantele de cultură. Spuneți-ne mai mult ce putem să facem. Deci eu să știți că am avut cu AgroSel o experiență foarte tristă. Am cumpărat sămânță pentru ardei iuți și nu mi-au răsărit aproape deloc. Am înțeles. I-am pus în condiții bune. După asta este experiența dumneavoastră. De la AgroSel, ăla nu mi-a dat nicio atenție. Lăsați-mă, am înțeles. Lăsați-mă să vă spun că sunteți ușor negativist și este doar experiența dumneavoastră. Unele sunt scumpele, unele nu sunt bune. Cum am rezolvat? Dați-mi voie să vă spun că este doar experiența dumneavoastră negativă. Alții au experiențe mult mai bune. Am găsit niște... ardei de ăsta, uscat de al meu. Și l-am pus și peste o săptămână mi-a răsărit. Vă rog să mergeți în continuare cu această rețetă și să nu ne mai ascultați sfaturile. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Salut. Bună seara. Vă ascultăm, spuneți-mi. Vă ascultăm, spuneți.
A spus dumneavoastră mai înainte de domnul acesta că a dat cu niște glipos și a prea puțin sau a respectat doza. Dumneavoastră a spus 25 de... 250. La... 250 de mililitri în 10 litri de apă. Da, dar erbicidul nu se folosește la găleata de apă, se folosește la metri pătrați. Asta știți dumneavoastră, eu n-am spus nici metru, eu v-am spus în 10 litri de apă cât să folosiți. În funcție de aparatul care îl aveți dumneavoastră, vermorelul, atomizorul și așa mai departe, asta rămâne la alegerea dumneavoastră cât merge pe metru pătrat. Da? Deci aparatul o dozează, eu v-am spus concentrația. Dumneavoastră trebuie să explicați la momentul acesta, pentru că 225 de mililitri la 10 litri de apă sau 250 de mililitri merge la 100 de metri. Eu vă pot spune următorul lucru dacă vă interesează și dacă vreți să clarificăm treaba. Numai atât că nu veți înțelege nimic. Deci erbicidul total se folosește 4 litri în 150 de litri de apă pe 10.000 de metri pătrați. Deci la un hectar. Da. Așa. Bun. Și atunci, cei care nu prea știu cu matematica, cum află el cât se folosește pe 10 ari? Păi da. Eu vă spun așa. 250 de mililitri la 100 de metri pătrați merge în 25 de litri de apă. Da. De la 250 de mililitri de soluție. Stați să vă explic. Dacă dumneavoastră o dați cu o anumită pompă care are o anumită duză și dă cantitate mai mare, nu va ajunge soluția. Dau cu mașină de erbicidat. Deci dacă dați cu mașină de erbicidat, trebuie să știți cu ce viteză merge tractorul. Că dacă merge cu o viteză mică, soluția o puneți într-o jumătate de hectar. Pentru că la erbicidare se folosesc 300 de litri de apă pe hectar, da? Da. Așa. Da. Și scrie pe sticlă că dumneavoastră trebuie să folosiți la erbicidul total volum redus de apă. 150 de, 150 de litri. Ei, cum o dați? Numai că deci, reglați... La intare este, să spun la antie, datorația la priza de putere să spune cât este? Deci, trebuie înaintarea tractorului, priza de putere nu mă ajută cu nimic. Ba da. No, bine. Acum deci eu am 2000 de ture, de turații. Dar dacă dumneavoastră nu mergeți cu tractorul, degeaba merge priza. Și alea 2000 de ture se învârt pe loc într-un metru pătrat. Da. Priza de putere a tractorului, ascultați-mă ca să înțelegeți. Priza de putere a tractorului antrenează axul care transmite și la presiunea, da? Da, am înțeles. Ei, dacă dumneavoastră stați pe loc... Contează foarte mult. Ascultați-mă, dacă dumneavoastră stați pe loc și dați turație 3.000 de ture sau 4.000 de ture la priza de putere, ce ați făcut? Deci trebuie să o corelați cu viteza de înaintare a tractorului. Dacă se face proba la acesta, mergem cu viteza întâia sau a doua, dar turația trebuie să fie... Nici de cum la asta, cu viteza a treia la mic, vă spun eu. Da. La mic, dar și turația contează foarte mult, vă spun eu. Acum am turația la priză de putere, știți, la motor. Știți cum se spune, nu știu de unde sunteți, în Ardeal. Eu o țiu de corne și îmi spuneți că îi șută. Apoi, n-am înțeles. Bine, nu ne înțelegem și să trebuie. Asta e. Da. Vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Rămâna. De la Cehul Silvanie să las, vă spună. Da, spuneți. Am o rugăminte la dumneavoastră să mă lămuriți. Acum eu sunt la începutul de agricultură. Da, da. Noi locuim la oraș, dar avem la țară, lângă Supurul de Jos, avem teren. Da. Și teren de pădure mai mult. Așa. Am un teren așa negru, argilos. Și nu se fac cartofi, numai așa foarte mici. Da. Pământ, adică îngrășământ de gras, nu avem, că nu avem animale acolo. Noi locuim la oraș. Da. Noi numai avem... Dar am pus complex. Da. Complex când am plantat cartofi acolo pe răzor. Complex din ăsta, deci, 16. L-ați pus odată cu cartofii în șanț? Da, în răzor, da.
Așa. Nu-i bine? Nu. N-am știut, de-aia l-am întrebat. Să vă spun, tehnologia e următoarea. Deci, terenul dumneavoastră trebuia să-l arați în toamnă. Da, e arat. Dacă e arat, îl discuiți, da. Și cu ce semănați? Se plantați cu mașina sau cu mâna? Cu mâna îl plantăm, dar terenul fiind arat, îl mărunțim cu motocultorul. Corect. Îl mărunțiți cu motocultorul. Și facem rezolvă după aceea, cu motocultorul. După aceea faceți rigolele. Da, tot cu, da? Motocultorul. După ce ați făcut rigolele, da. Plantați cartofii. Da. Puneți pământul pe ăsta cartofi și pe bilon, da. Deasupra puneți complexul. Pe mușuroi deasupra. Pe mușuroi deasupra. Așa, așa. Și ca și îngrășământ, așa, toamna, îngrășământ, nu s-a putea pune ceva... Îngrășământ, să fie mai afinos, că-i foarte nu există numai gunoiul de grajd. De altul... numai gunoi. Da. Și dacă vă mai întreb încă ceva. Mai mult noi plantăm cartofi roșii. Da. Dar dacă îți cumpărați așa din magazin, din sămânță, câți ani îi putem folosi? Să vă explic. Dumneavoastră trebuie să mergeți la unități care vând sămânță sau, da. Cultivatori de cartofi care au sămânță anume. Pentru că și asta contează foarte mult. Dacă vă vinde niște cartofi, așa, mă rog, din recolta lor, ei degenerează. Spre exemplu, dacă cumpărați sămânță de cartofi, merge 1-2 ani. După care producția scade. Da, da, am observat. Am observat. Așa. Deci dumneavoastră să mergeți la cei care... Deci să vând la unități specializate, da. Fostele agrosemuri, sau mai știu eu, la unități specializate, da. Să vând cartofi de sămânță anume. Și da. De mărimea unui ou de găină, nu mai mari. Da, da, că din alea am cumpărat. Așa. Din alea am cumpărat. Și trebuie să vedeți pe etichetă ce înmulțire este. Întrebați-i. Ce înmulțire îi? Da, 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 n-am întrebat, n-am știut. N-am. Și atunci, n-am dumneavoastră, puteți să știți, dacă e înmulțirea a doua sau înmulțirea a treia, înseamnă că anul ăla îl folosiți și după aceea gata. Dar producția scade, vă spun, de la an la an. Da, am observat. Am observat că a doilea an, deci n-a fost ca în primul an. Și contează foarte mult și buruienile care apar acolo, mănâncă. Da, avem, asta am vrut să vă mai întreb, avem foarte multă costreie, parcă iarbă, da. Așa de multă. Deci până când cartoful, deci apare cartoful și tufa de 10-15 cm, da. Și aveți costreiul acolo, apare și costreiul. Da. Puteți, da. Să folosiți produsul Pantera. Pantera. Un erbicid anume pentru așa ceva. Da. Sau fusilei du forte. Pantera, îmi dați gramajul, dacă vă rog frumos. Un kilogram la hectar. Un kil jumate la hectar, un 300 de litri de apă. Acum că n-am pun acolo vreo 5 ari pentru familie. Am băieții la Cluj, apoi noi fiind la țară, mai mergem... Atunci vă spun altceva. Vă, da. Cumpărați produsul Stomp Aqua. Stomp Aqua? Stomp. S-T-O-M-P. Stomp Aqua. Da. Dar ăia de unde îl cumpărați? Întrebați-l că vă explică cum trebuie de făcut. Și ăla, da, da, după plantare, lăsați cartoful să răsară. Da? Da, da, da. Și după ce răsare, îl bilonați și stropiți cu Stomp Aqua peste tot. Dar să săpați terenul, să nu fie nicio buroiană. Și după aceea îl stropiți cu stomp. Sau deci, sunt, da. Și alte erbicide. Surdone. Surdone. Da. Mai aveți întrebări? Da, mai da. Haideți că ne auzim și Marx, pentru că timpul ne presează. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim.